această zi, mă gândesc să ne cunoaștem puțin. Am 25 de ani, sunt zodia Gemeni, sunt destul de mică de înălțime, am doar 1,68. Am un cățel care o să mă plice, am mingiuța. Și voiam să vă zic aproximativ 22 de lucruri despre mine. 1. Este că sunt dependentă de Big Stunning. Multă lume nu știe acest lucru, dar efectiv nu pot să stau fără Big Stunning. Al doilea lucru este că îmi place foarte, foarte mult să conduc. Iubesc mașinile. În general, de când sunt mică, mă jucam cu mașini, nu cu păpuși, rici. Nu știu cum se face, că mă învinețesc de fiecare dată, fără să știu unde m-am lovit. Habar nu am, nu știu de ce. Îmi place să mă răsfăț cu măscuțe și chestii acasă. Nu prea sunt fană să mă duc la saloane. Mă duc de obicei doar să mă tun și atunci, obligată, forțată de psihică, știu că trebuie să tun din păr, dar nu-mi place. Sufăr de treaba asta deoarece niciodată m-am avut părul până la fund foarte, foarte lung. O să mă mai puțin în jos așa câteodată, deoarece am notat toate lucrurile ca să nu uit câteva dintre ele. Sunt foarte meticuloasă în ceea ce privește un lucru. Când mă apuc de ceva, vreau să iasă totul perfect. De la genunțele de care mă ocup, până la unghiuțele mele, pe care mi le fac singură. Sănătate așa, Așa. Îmi plac relațiile de lungă durată. Și îmi plac foarte mult animalele. Da. Ok. O să tai, cred că, cumva treaba asta, nu știu care e faza, dar nu o să mă lasă să primesc foarte bine. Îmi place să mă machiez. Nu am un curs în machiaj, doar că îmi place foarte mult să mă machiez. Chiar dacă nu am probleme cu tenul, mă face să-mi pierd timpul și mă simt foarte bine în pielea mea. Îmi este frică de apă, nu știu să înot și ce credeți, bineînțeles, că sunt și claustrofobă. Nu pot să merg cu liftul decât dacă știu că e super în siguranță sau că e cel de la mine din bloc, deoarece dacă s-ar bloca și avea pe cine să sun, nu am mers niciodată cu avionul și mi-este puțin frică de înălțime. Da, chiar este frică. Îmi place să mănânc aproape orice și bineînțeles că cred că nu am refuzat niciodată nimic de mâncare. Chiar îmi place să mănânc. Nu pare, deoarece sunt slabă și îi mulțumesc mamei că am o genă foarte bună și tatălui meu. Deci asta este un plus pentru mine. Nu suport să mă trezesc dimineață. Mă, dar nu suport neam să mă trezesc dimineață. Nu, deci eu una îmi fac clientele la gene în jur de ora 12, minim. Nu, chiar nu vreau să mă trezesc dimineață. Aia, mă culc și foarte târziu, poate asta este unul din motive. Nu m-am obișnuit să mă culc la ora 12, 1 noaptea și să mă trezesc la 8, 9 dimineața. Nu, mă trezesc pe la 2 și mă culc pe la 6 dimineața. Să vedem ce mai îmi place mie foarte mult. Îmi place să vorbesc la telefon. Îmi place deoarece îmi pierd timpul întotdeauna cu prietenii mele. Chiar am ce să vorbesc. Cu Ana chiar vorbesc foarte mult. Ne vedem aproape zilnic și vorbim o oră, două ore la telefon. Multă lume ar fi ceva genul, cine va vorbiți oricum vă vedeți? Dar avem ce să vorbim, ăsta este un lucru bun. Mă implic în orice relație foarte mult. Chit că este de prietenie, de iubit, orice. Mă, sunt acolo, ca un purice pe tine. Vreau să știu tot, vreau să fie bine. Vreau să am grijă de tine în felul meu cum pot. Dacă e să știu că ceva nașpa la mijloc, să încerc să te ajut așa. Să mă bag și eu acolo, să știu tot. Cred că atunci când voi fi bătrână, o să fiu genul ăla de bătrânică care o să stea la bârâvă cu vecinele în fața blocului. Sau cu cățel. Așa, sunt o persoană credincioasă. Nu mă duc foarte des la biserică, doar că îmi fac rugăciunea și chiar cred în Dumnezeu. Asta mă face pe mine să cred că sunt o persoană mai bună. Nu sunt o persoană fițoasă de fel. Am o față care pare foarte inabordabilă și foarte fițoasă, doar că atunci când mă vei cunoaște, îți vei da seama că vorbesc foarte mult. Foarte mult. Din fericire pentru voi. Nu este frică de singurătate, încă un lucru pe care poate multe lume nu-l știe. Nu știu de ce. Pur și simplu nu suport să fiu singură. Întotdeauna vreau să am pe cineva lângă mine. Să am cu cine să vorbesc, să am cu cine să-i povestesc problemele mele. Singura persoană care știu că mi este necondiționată aproape este mama, care din nefericire este în Anglia, nu se află în țară, dar vorbim zilnic la telefon și știm totul una despre cealaltă. Acest lucru mă bucur deoarece avem o relație foarte bună ca mamă și fică și așa mi-aș dori și eu să am o relație cu copiii mei. Când voi avea eu copii? Încă un lucru, nu prea fac copii. Da, nu s-a pupat treaba asta, nu? Nu prea îmi plac copiii, rare ori îmi plac să fie ei foarte, foarte frumoși. Știu sigur că o să-mi placă de copilul meu deoarece va fi al meu, dar așa... Gen. Poate că nu mă vezi, nu mă băga în seamă, nu știu de ce plângeți toți și sunteți enervanți și credeți că toată lumea e a voastră. Nu e așa, nu e toată lumea voastră. Credeți-mă. Așa. Mama cheamă și Nicoleta, lumea care mă are pe Facebook, bineînțeles că știe, doar că nu mă întorc la numele de Nicoleta, gen... Eu? Nu, sunt ceva genul, strigă pe cineva Nicoleta, știu că nu sunt eu, dar de curiozitate sunt... Ok, știam că nu sunt eu, dar totuși m-am întors. Nu știu de ce, nu prea întâlnesc numele meu prea des, peste tot, gen Corina. Eu nu prea cunosc pe Corina. Știu, una singură. Și nici cu aia nu am treabă, deci... Se pare mine așa. Nu știu, nici eu cred că nu m-am obișnuit în 25 de ani cu numele meu. În fine. Mă plictisesc foarte repede.
cineva afară. Ok, bine. Hai să ieșim, hai să facem ceva. Hai să brufim. Hai să ieșim la un suc. Hai să facem ceva. Îmi plac foarte mult vacanțele, plecările, nu știu cum să le numesc, acelea. Auzi, ai chestia să mergem la munte? Da. Ok, bine, hai să mergem. Bă, alea mi se par cele mai șmechere chestii. Cele mai șmechere. Așa, să nu faci niciun plan, să te trezești dimineața, să ai să te duci la munte, să mănânci o ciorbă și să te întorci, o ciorbă de fasole în pâine. Mă rog, sau ce vreți voi să mâncați la asta? M-am gândit acum, la ora 12 noaptea, că nici n-am ceasta, cred că atât asta a făcut ceasul, asta vreau eu să fac. Nu o să mă vedeți niciodată îmbrăcată extravagant. Nu. Mie mi se pare că tot ce este simplu, nu dai rateu cu el. Așa mă gândesc că este și în make-up. Gen, simplu. Știți că cel mai greu machiaj pe care îl poate face o fată este acela natural? Dacă nu știați, vă zic eu, încercam să fac mingea. Adică e foarte ușor așa să te spoiești așa toată cu față și să dai cu multe culori la ochi și chestii, să blenduiești tot, dar să încerci să par naturală, e mai greu. Ce mai îmi place mie sau ce nu mai îmi place mie? Ce nu știți voi despre mine decât mă urmăriți pe Instagram? Un lucru. Îmi pierd întotdeauna agrafele și moațele. Bă, nu știu cum, dar cred că fac picioare. Jur, am de obicei un moț la mână, mi-am spune că e brățară. Nu, eu îl las la mână până se face așa larg, că vreau să-mi prind poate părul într-un moment al zilei și nu am moț. E de ca moț la mână, da. Nu suport să-mi iau lucruri foarte scumpe. Mai ales tricouri albe. Eu sunt de părere că tricourile albe, bă, și dacă dai 10 lei pe un tricou și dacă dai 1 milion pe un tricou, 100 de lei în banii noștri acum, mă, când dai ceva pe tine, nu știu, salat, ciorbă, ce mă, nu știu, bă, valoarea tricoului ăla este la fel ca la de 10 lei sau ca la de 2 lei, care ți-l cumperi, nu știu, din orice magazin, la super ofertă. Deci atunci valoarea banului pentru mine este zero la haine. Nu știu, îmi cumpăr de oriunde. Dar dacă văd un produs foarte scump și îmi place destul de mult și este, nu știu, să zicem un tricou 200 de lei, nu o să dau. Adică știu că muncesc destul de mult pentru banii mei și chiar nu sunt de acord să arunc banii pe prostii. Da. Încă un lucru, sunt dependentă de genele false. De 4 ani aproape am gene false la ochi și nici nu aș renunța la ele. Mi se pare că dimineața te trezești frumoasă, seara ești frumoasă, în orice zi a zilei ești frumoasă, deci vă recomand tuturor fetelor să intrați pe Facebook și să-mi dați totuși like la gene Pircu Firvici pentru a vă scăpa de o grijă în plus de a vă da cu nimeni. Aceasta a fost o reclamă, v-ați prins la gene Pircu Firvici, la mine, la pagina mea, ca să nu v-ați prins. Da, mă gândeam să vă zic că am acid hialuronic în buze, dar se vede. Și de acest lucru, bineînțeles că am devenit puțin cam dependentă. Mi-am pus în primul an, cred că de 8 ori. Da, într-un an. Vă dați seama că spui de maxim 3 ori, eu mi-am pus de 8 ori. Am fost alea mai mari, au puțin mai mari. Mai. Și eu nu mai mi le vedeam atât de mari. Felicitări, aplauze! Da, vă mulțumesc că ați urmărit acest clip. Cel mai mult, bineînțeles, că eu postez pe Instagram, corinuța2913. Și dați acolo un subscribe și un like și o să vă povestească mama chestii amuzante din viața mea, pentru că am foarte multe întâmplări cum am rămas pe munți, singură, cu o prietenă. Era un fric, în fine, chestii foarte amuzante și multe lucruri interesante o să facem aici, ca să nu mai știți că mă știți doar de pe Instagram. Și încă un lucru, voi de pe Instagram știți doar ce vreau eu să vedeți, așa că mai trageți voi concluzii. Că m-ați cunoaște sau chestii de genul de orice, nu mă cunoașteți, e greu să cunoaște persoana, mai ales dacă nu ai văzut-o niciodată sau n-ai vorbit cu ea. Știți ce zic? Vă pup!